Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. Înainte să înceapă clipul, v-aș ruga pe fiecare în parte să nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem noi peste 1000 de like-uri, ar fi chiar super. Și mai chiar zic și eu. Astăzi aveam în cap să jucăm niște meciuri pentru că îmi doresc tare mult să intru și eu în Hog Mountain și îmi trebuie încă vreo 400 de trofee, cam așa, în jur de 400 de trofee, o? Destul de mult, ce să zic. Dar eu vreau să facem chestia asta, vreau să reușim să intrăm în Hog Mountain. Încă, asta e mare problemă, încă n-am găsit un deck cu care să zic că pot să ajung în Hog Mountain. Uite, spre exemplu, aveam deck-ul ăsta care mergea destul de bine. Deci, cred că ăsta îl vom încerca din nou, pentru că ăsta este deck-ul cu care mi-a mers cel mai bine mie. Witch, Skarmy, Log, Skeletmic, Fireball, Electro Wizard și de ăla. Ok, bun. Deci hai să-l facem repede pe jur acum, să nu uit. Deci avem Gigant, avem Witch, Skarmy, să nu uităm de Skarmy, pe care nu pot să-i fac upgrade încă la Skarmy, din păcate. O să folosim Witch-ul, Electro Wizard, nu știu de ce am scos, că și ăla era în deck. Și mai aveam ăștia pelerii, îl mai aveam, și un Fireball. Fireball sau ăla. Mă gândesc că ăsta e mai OP decât Fireball-ul acum, nu știu, pentru că sunt păreri și păreri. O să încercăm acum așa. Sperăm că ne luăm și Crown Chest-ul, de ce nu? E bine, ăsta e cam singurul deck cu care în ultimul timp am reușit să fac și eu ceva. Nu știu ce să zic. Hai să vedem, o să zic și eu good luck, așa la mișto, pentru că oricum nu mă interesează ceea ce face el. Verai pe spate. Hai să-i dăm cu Wichu. Hai să încercăm să plecăm pe un push. Pentru că nu vreau să-i rosesc elixir, nu vreau să-l las pe el să puși, să dea el primul sau chestii de-astea. I don't give a shit, mate. That's just bullshit. Și un Electro Wizard, pentru că e mare nevoie de el. Pur și simplu. Na, bitch. You don't do that to me, bitch. Ba, da, tocmai mi-ai făcut asta. Mama mia. Ok, deci măcar îi știm cărțile acum. Și îl facem pe fraier. Mama ce are. Ok. Sar peste bowler, ăla e. Nu e rău, dar n-am cu ce să-l opresc în momentul ăsta. Deci cel mai probabil nu o să apuc să fac prea multe. Electro? Bang! Ok, bun. Se pare că mi-a dat ceva damage, nu cât de-am dat eu lui. Ceea ce mă bucură. Hai și Electro Wizard-ul. Ok, deci tipul se apără, e troll. Mă rog, troll, e tryhard. Wow! Cred că la double elixir, cred că la un ving, nu știu, simt eu, am eu pe simțirea asta. Las pe el să pușeze acolo, fitul șmecher. Sau cred că l-am și apărat totuși pe partea asta. Cred că totuși m-aș apăra. De ce spun chestia asta? Da, mâine s-o crezi tu. Ok. Bun. Bun. Hai să vedem pe partea aia. Am putea încerca totuși acolo. Îi dăm cu niște pumni de gigant. Cred că e o încercare bună, nu știu. Mi-a dat pe partea aia cu Electro Wizard-ul. N-avea ce să-i fac. Bun, hai acum. Acum să vedem. Nu știu și de eu am lag. Adică cred că ar trebui totuși să închid Steam-ul. Cred că de aia. Steam-ul ăsta face lag și este o aplicație foarte proastă. Tipul ăsta este un căpiat și mă enervează. Ok, o să încercăm să pușem pe partea dreaptă. Deja mă ia cu good aim, dar e cam enervant tipul ăsta. Chiar foarte enervant. Bun, și cred că o să facem, uite așa. Și cu unde ăsta. Și cred că o să punem un freeze spell. Uite aici. Nu cred. Ok. Atât de lor am lăsat totul? Bun. Cred că o să facem așa. Bun. Freeze. Mi-a dat de ăla, bă? M-a bătut, nu-i așa? Da. Da, m-a bătut. Oh my god. Nu știu ce a fost cu deck-ul ăsta. Ce tot îmi dă sign in error. Touch to sign into your account. Mă enervează, mă, e o aplicație foarte handicapată.
Dar măcar este singura care este gratis și merge. Bă, nu pot să găsesc și eu un deck, fraților. Deci, efectiv, niciun deck nu merge pentru mine. Pur și simplu, nu găsesc un deck care să zici că... Băi, bat pe toți. Nu pot să fac chestia asta, mă chinui de foarte mult timp să-mi fac un deck. Dar nu pot. Mă gândeam acum că am văzut că e în vogă Wizardul. Hai să am să încerc un deck Wizard. Și cred că o să-l și upgradez în pricina asta. Deci o să încercăm un deck cu Wizard. Uite aici și o să punem Wizardul în locul Witch-ului. Pentru că poate Witch-ul este expirat. Poate e o carte proastă, nu știu să spunem chestia asta. Cu toate că nu e. Da, hai să încercăm așa. Încercăm așa, ok, friendly battle was cancelled. Hai să câștigăm și noi. Încă cred că 3 coroane mai trebuie pentru Crown Chest, pentru a face și noi bani să facem upgrade-uri la trupe. Eu v-am zis că încerc să ajung în arena aia, dar nu știu, nu am și zis că o să fac, adică e greu. Bun, putem să o dăm pe partea stângă. Pentru că tipul de la de mă așteaptă pe mine să pușez eu primul și... Da, nu înțeleg de ce ai face chestia asta, pentru că eu în momentul ăsta pur și simplu adun elixir, da? His decision, you know? Bun, n-am ce să fac pentru că toate cărțile pe care mi le dă sunt stupide. Aproape de penibile. Ok. Ok, deci tipul se pare că în momentul ăsta nu face nimica. Ok. Se pare că luăm 3 crown deja. Bun, foarte prost este electrowizul meu acolo. Bun, și o să pun un freeze spell să mă asigur că e victoria asigurată. Și da, să mă asigur că e victoria asigurată, bine rău. Și da, that was it. Se pare că tipul, nu știu, a fost afecat sau ce s-a fi întâmplat, dar eu am luat 3 crown. Și asta înseamnă că am luat crown chest-ul. Foarte, foarte bine. Hai să ne deschidem crown chest-ul în acest episod. Și 2 gems, 10 arrows, 18 goblin gang și 35 elite barbs. Deci nimic interesant în acest chest. Și mai era și deck-ul cu elite barbs pe care vreau să-l încerc, dar în momentul de față nu prea am bani și e nașpa. Văd că-i Valkyrie offer-ul ăsta, dar nu mă ajută, mă, cui trebuie Valkyrie, frate. Atâtea Valkyrie-uri, n-ai ce să faci cu ele, sunt prea multe. Da, și am destul de multe upgrade-uri pe care pot să le fac, dar în momentul de față nu prea aș vrea să le fac, pentru că, nu știu, nu par interesante. Bun, hai să încercăm din nou, să vedem dacă a fost un noroc chior ăla. Fapt, cu siguranță a fost un noroc chior, da. Bun. Electrowiz. Electro-tree. Oh, boy, mama. Și se pare că avem cantorul perfect pentru acest big boy. Și punem și un Wiz. Bun. Da, ai mă frate, nu cred că mi-a făcut asta. Da, mă, dă-i tu acolo. Și, hop, i-am dat ceva damage. Se pare că are și el Gunter și eu am Gunter, dar am Electrowiz-ul care este extraordinar de puternic și nu pot să-i vă bada posibil statisticile, cât durează stun-ul și toate chestiile astea. Este destul de OP Electrowiz-ul, eu cam, mă cam bazez pe el în meciurile astea. Da, ok, bun, se pare că el va pușa cu giganți, deci asta înseamnă că putem să punem un Electrowiz în spate. Aș vrea să-i dau un Gunter push. Dar dacă nu pun gigantul acum, pur și simplu nu o să iasă bine. Și cred că trebuie să fac asta pur și simplu. Ok. Bun, repede, ăla-i. Bun. Și un Wiz normal ne trebuie. Bun, ăla-i. Hai să o crezi tu, frate, că mă mai faci tu pe mine. Pentru că am free spell. Mi se pare o carte foarte bună, Facebook, și cred că o să folosesc de acum. Nu o să mă duc pentru 3 crown. Nu știu dacă am nevoie pentru crown chest, nu știu chestia asta. N-am verificat, dar cred că atunci când o să se facă două dalea, o să, gen, când o să se facă double elixir, cred că pot să-l bat. Oh, și se pare că e dipt ăla șmecher de... Mă, voi lupta cu el, nu glumă. What? Lag. Ah, ok, s-a pus cartea, deci. Ok, trouble signing in. Cancer. Bang, bun. Bun, trebuie să-i... Ok, că ne-am descurcat bine. Bun, bă, băiatule. Foarte bine. Bun, și acum o să mai punem un Wizard de level 6, uite, acolo, pentru că e clar, tipul e distrus. Wow, avem 2 Electro Wizards. Cât de OP poate să fie chestia asta? Bun. Și se pare că trebuie să punem și un freeze, uite, acolo, pe cele două turnuri. Da, și se pare că n-am cum să-i fac
nu mă lasă să-i dau 3 crown. E un căpiat care nu înțelege că n-are nicio șansă să mă bată. Wow, deci omul chiar nu vrea să mă lase. Andrew, dar Andrew, care este problema ta cu mine? De ce nu vrei să mă lase? Te las să pușezi. Ha. Foarte OP pușul. Da, un puș foarte puternic. Hai să vedem. Hai să vedem câte trofee avem. E că avem 2609. Ok, deci, da, Vera. Du-te. Îl dai pe 0. Dai din rotița aia până ajunge la 0. Du-te repede, repede, repede. Bun. Ok, hai să vedem. Deci se pare că avem încă un crown chest. Cum să fac eu acum? Bun, atunci îi dau battle. Vreau să vedem câte multe trofee putem să mai facem. Cred că mai joc un singur match episodul acesta, pentru că nu vreau să fac episoadele prea lungi. Știu că nu vă uitați și de aia nu le fac prea lungi. Hai să vedem cu acest giant. Și probabil vreau să mai filmez și un Clash of Clans astăzi. Adică prea mult Clash Royale strică. Și mai filmez și un Clash of Clans, pentru că de ce nu? Oh my god, you fucking piece of shit. Ok. Nu. Ok, bun. Bun, deci l-am ținut acolo, l-am... Bun, și un wizard, cred că... No, dacă puneam Electro Wizard eram Barosan, dar... Dar nu știam ce să pună! Fucking game! Stupid game! Dă-i mă încă una, nu am mai dat. Măcar el încă nu știe că am Electro Wizard. Și cred că următorul push o să fie devastator, cred, nu știu. Da, acum știe că n-avem ce să-i fac la asta. Efectiv. Hai, tati. Mâine? Mâine, da, cred că mâine. Mă. Thank you, Clash Royale, and your basic stupid shit. Bun, o să-i dau freeze. Sau așa, ok. Pot să sar cu aia micii, eu tot îți dau damage. Pentru că, bum, și încă un pumn. Ăla-i tati. Bun, bun, bun. Bun, și cred că pot să-l bat lejer cu scheletronii mei pe care pot pur și simplu să-l atrag acolo. Că nu dă. Ba, mi-a dat fix charge, frate! Mamă, ce ghinion! Fucking charge, dude! Nu? Ok. Foarte bine am făcut-o pe asta. De ce am mai pus ăla? Ok, dude, your choice, not mine. Freeze repede! Ăla e. Hai, dă-i și tu un fireball, ăla-i tati, bun. Încă am probleme la respirație din cauza răcelii. Bun, acum o să pușăm pe partea stângă din nou. Și cred că o să fie un puș puternic, presimt chestia asta, pentru că știu ceea ce fac. Bong, bong. Ok. Nu-i problemă, mai punem un ăsta dacă nu-ți con- dacă ți se părea că... Let's see that, mate. Oare cum va fi? Nu cred. Ce mi-a făcut? Oh my god! Tipul ăsta mă enervează. Ok. Hai, frate, dă-i acolo cu pușul. Frate, n-ai nicio șansă, doar lasă-mă să te înving o dată. Dă nebun. Oh my god, mi-a mai dat și deloc. Dude, n-ai șanse. Oleo, obișnuiește-te. Nu ai șanse cum să mă bați. Lasă-mă să-ți dau 3 crown. Deci oamenii care nu sunt în stare să fi, care te simțiți și uite asta să dai 3 crown, când ei văd că nu au nicio șansă, tot părerea mea nu merită deloc respect. Deci sunt niște căpiați. Ok? Să nu faceți chestia asta, copii. Vedeți că nu mai aveți șanse, lăsați-l pom să vă dea 3 crown, pentru că îl ajutați, credeți-mă. Ok? Bun, eu am fost Zahir Fighters, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați voi să apăsați butonul de like. A fost un episod foarte bun, mi-a plăcut, am făcut multe victorii. Mai exact 1, 2, 3, 3 victorii, una după alta și că 2 losuri, dacă nu mă înșel. Deci avem 2638 de trofee, să sperăm că reușim să ajungem la Arena 10 în următoarele episoade. Eu vă salut și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!